Consilierii județeni vor avea pe ordinea de zi a ședinței ordinare din data de 29 august proiectul de hotărâre privind aprobarea repartizării sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile comunale în valoare de 2 miliarde 700 de lei pe unitățile administrativ-teritoriale pe anul curent. Astfel, 6 comune din județul Călăraș vor primi câte 450.000 de lei pentru drumurile comunale. Cele 6 comune care vor primi finanțare de la Consiliul Județean sunt: Primăria Cuzavod va primi bani pentru drumul comunal 10, Primăria Săruleș va primi bani pentru drumul comunal 22, Primăria Vâlcelele va primi bani pentru drumul comunal 25, Primăria Dragoș-Vodă va primi suma necesară pentru reabilitarea drumului comunal numărul 25, Primăria Dormărun va primi bani pentru drumul comunal 29, iar Primăria Gurbănești va primi bani pentru drumul comunal 73A.